când stau față în față cu evenimente așa de mari, mi-e frică de mine. Mi-e frică de mine pentru că s-ar putea să nu înțeleg. S-ar putea să nu pricep. S-ar putea să cânt, să spun că e frumos, auziți. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau un înger a vorbit cu el. Isus a răspuns: Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Vă dați seama ce teribil e să vorbească Dumnezeu pentru mine și eu să cred că e un tunet? Sau să cred că Dumnezeu a vorbit cu Isus, dar n-a vorbit pentru mine? Se poate întâmpla cu crucea la fel, se poate întâmpla cu jertfa Domnului Isus Hristos exact la fel, se poate întâmpla să ne placă, se poate întâmpla să fie frumos, dar să credem că a vorbit cu unul, a vorbit cu altul sau pur și simplu a fost o faptă a cerului, când în realitate a fost pentru cine? Pentru mine. Și eu s-ar putea să nu înțeleg. Mi-e frică de blocajul ăsta. Chiar mi-e frică de blocaj. Versetele pe care vi le-am citit se află sub titlul Isus vorbește despre moartea sa. Cu alte cuvinte, Domnul Isus Hristos a început să vorbească despre moartea sa cum nimeni altul nu putea să vorbească despre cruce. El era singurul care avea autoritatea să spune ce se va întâmpla acolo, numai Domnul Isus Hristos. Și când a vorbit el, oamenii au zis, vorbește de nu înțelegem noi. Da. Haideți puțin, mai suportați-mă câteva minute, pentru ca să vedem că, de fapt, la crucea Domnului Isus Hristos trebuie să înțelegem. Dacă nu înțelegem la crucea Domnului Isus Hristos, noi nu câștigăm mare lucru. Sau poate că nu câștigăm deloc. Auziți, Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 23, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Cum vedea Domnul Iisus Hristos moartea sa? Trebuia să fie proslăvit. Ce înseamnă proslăvit? Dați-mi un alt cuvânt pentru proslăvit. Glorificat. Prost slăvit, dus în slavă, dus în glorie. E așa de greu să vedem glorie acolo unde curge sânge, este așa de greu să vedem biruința acolo unde vedem suferință. Apoi versetul 28. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Unde? Unde îl voi mai proslăvi? La cruce. Era cu câteva zile înainte de cruce. Uitați-vă, capitolul 12, Maria îi toarnă mir pe picioare, intrarea lui Isus în Ierusalim. Când a intrat Isus în Ierusalim? Când? În Duminica Floriilor, când e asta? Cu câte zile înainte? Cu câteva zile înainte. Apoi, în timpul acela, au mai trecut câteva zile și Domnul Isus Hristos spune că vine timpul proslăvirii mele. Apoi vorbește cu Tatăl și Tatăl îi spune am proslăvit numele meu și îl voi mai proslăvi. Și tot ceea ce vorbește Domnul Isus Hristos în contextul acesta este pentru cruce. Deci ce s-a întâmplat la cruce? Punctul 1. Domnul Iisus Hristos a fost proslăvit. Punctul numărul 2. Poftiți? Tatăl a fost proslăvit. 3. Versetul 31. Acum are loc judecata lumii acesteia. Ce s-a întâmplat la cruce? Lumea a fost judecată, lumea s-a împărțit în două. Momentul acela chiar a tras o linie, nu numai în istorie, a tras o linie în lume. Prin inimile noastre e o linie foarte clară. De o parte este crucea Domnului Isus Hristos, de partea cealaltă este toată istoria și toată economia acestei lumi. Sunt două lucruri diferite. Drumul ăsta, linia asta, trece prin sufletul tău, prin inima ta, trece prin viața ta, trece prin familia ta, trece pe unde nu te aștepți. Se împarte lumea în două. Se împarte istoria în două. Apoi, tot versetul 31. Acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. stătuse ca domnitor al acestei lumi timp de 4.000 de ani istorici, la noi pe aici, pe pământ. În momentul în care se realizau decizii extrem de importante la nivelul cerului, Satan era acolo. Vă aduceți aminte cartea lui Iov? Așa începe. Erau toți acolo și printre ei, la Marea de Cristal, în anfiteatrul acela imens care aducea împreună reprezentanții întregului univers, printre ei se plimba și cine? Satan era printre ei și se plimba lejer. Se plimba ca și cum ar fi fost îndreptățit. Se plimba ca un stăpânitor al unei alte lumi. Universul întreg avea ca stăpân pe Dumnezeu, pământul acesta avea ca stăpân pe Lucifer, Satan. Și până la cruce așa au stat lucrurile. Uitați-vă în Zaharia, capitolul 3. El stătea la dreapta marului preot ca să-l pârască. El stătea de vorbă în contradictoriu cu Isus Hristos. El se ceartă cu Domnul Isus Hristos pe trupul lui Moise. El se poartă ca un stăpân al acestei lumi. Probabil că potopul i-a adus aminte că nu e stăpân al lumii acesteia când întreaga lui operă a fost ștearsă de pe suprafața pământului și când chiar el a crezut că a venit ziua judecății. Dar nu, ziua judecății n-a venit atunci. Ziua judecății lui a venit când? La cruce. Când a fost aruncat? Afară. S-a schimbat domnia și stăpânirea și lumea aceasta a primit o nouă conducere. Ați văzut reclame Aceeași companie cu o altă conducere, cu altă conducere. S-a schimbat conducerea aici. Stăpânitorul lumii a fost dat afară și un altul a luat mâna, lumea aceasta în mâna lui. Suntem sub conducerea lui Isus Hristos. Și auziți, versetul 32: Și după ce voi fi înălțare pe pământ? voi atrage la mine pe toți oamenii. La cruce Domnul Iisus Hristos a fost înălțat de pe pământ zice aici, vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară, versetul 33. La moartea Domnului Isus Hristos, El a fost înălțat în văzul întregii lumi, între pământ și cer. Nu este doar o condiție metaforică, nu este o hiperbolă existențială, este o realitate. Dumnezeu l-a considerat în felul acesta, l-a văzut între pământ și cer, înălțat și spune Domnul Isus Hristos, când voi fi înălțat de pe pământ, va începe o altă realitate. Ce va începe? Va începe mare atracție. Mare atracție. Textul spune, voi atrage la mine pe toți oamenii. Stăpânul a început să atragă, stăpânul a început să cheme, stăpânul a început să schimbe realitatea lumii noastre. Aș vrea însă să înțelegem un lucru. Exact evenimentele acestea se întâmplă la a doua venire a lui Isus Hristos. Exact. Nu știu dacă v-ați gândit. Dar la a doua venire a lui Isus Hristos ce se va întâmpla? Punctul 1. Versetul 23. Va fi proslăvit cine? Fiul omului, Domnul Isus Hristos. E adevărat? E adevărat. 2. Ce se va întâmpla tot atunci? Poftiți? versetul 28. Va fi proslăvit Tatăl. Tot atunci. Versetul 31. Atunci va avea loc judecata lumii acesteia. Tot versetul 31. Atunci stăpânitorul lumii acesteia va fi definitiv aruncat afară. Dragii mei, cele două evenimente se aseamănă foarte mult. Mi-e teamă de mine, mi-e teamă că nu pricep. Că în timp ce Domnul Iisus Hristos realiza pentru ucenici lucrurile acestea, textul spune, norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis, a mai trăznit odată a mai fost un tunet. Și n-au înțeles nimic. N-au înțeles la cruce. Vreau să vă întreb, vom înțelege la venirea lui Isus Hristos? Cele două evenimente se leagă. Dacă înțelegi crucea, vei înțelege revenirea Domnului Isus Hristos. Nu înțelegi crucea, nu vei înțelege revenirea Domnului Isus Hristos. Haideți, dragii mei, să ne rugăm să înțelegem. A venit vremea să ne rugăm să înțelegem. A venit vremea să ne rugăm să ne lăsăm atrași. Domnul Isus Hristos zice că va atrage la el pe toți oamenii datorită crucii și datorită acestei atrageri are rost ca el să vină pentru că atunci când va veni vom fi atrași din nou și vom, răpi, vom fi răpiți cu el în văzduh. Același, aceeași paradigmă, aceeași experiență față de care ni se cere. Aceeași profundă înțelegere. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Amin.